Yoga i-a schimbat viața în totalitate invitatei noastre, având efecte puternice atât în plan fizic, cât și în plan mental și spiritual. De când trăiește viața într-un mod conștient, experimentează totul cu mult mai multă ușurință și bucurie. Cum ajungem și noi la această stare de echilibru interior? Povestim cu Denis Dochioiu, Master Trainer Sattva Yoga. Bine te-am găsit, Denis, și la mulți ani! Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație, o bucurie să fiu aici cu voi! Eu vreau să aflu secretul tău și vreau să aflu cum de ești tu așa relaxată, echilibrată, centrată, pentru că vrem și noi să avem parte de aceeași stare interioară. Cred că este un cumul de factori, iar principalul este modul în care aleg în mod conștient să-mi trăiesc viața. Desigur că am la îndemână niște instrumente foarte utile, cum ar fi meditația, practica personală, practica posturilor din yoga, asanelor, studiul personal. Întotdeauna urmăresc, studiez, mă documentez, învăț mai mult, astfel încât să fiu în fiecare zi cea mai bună versiune a mea. Este un proces complet și complex. Apropo, pentru că tu ai și o aniversare astăzi, nu? În ceea ce privește activitatea ta ca trainer yoga, 8 anișori? 8 ani de când am deschis studioul Life Yoga Center. Astăzi aniversăm. După ce o să plec de aici, o să merg la studio și o să avem așa o mică celebrare. Da? Da, ce da, frumos! Da. Și iar viața ta, să zicem așa, s-a schimbat în urmă cu câți ani? Când a apărut yoga în viața ta? În urmă cu 9 ani. Cu 9 ani. Cu 9 ani, da. A venit dintr-o nevoie, pentru că eram destul de agitată într-un moment de depresie, nimic nu mai funcționa și mi se părea că nu fac ceea ce trebuie, că viața mea nu se îndreaptă în direcția la care am visat eu de când eram mică. Nu puteam să pun cu degetul pe ceva anume, îmi doresc să fac asta și n-am făcut. Dar aveai o stare de nemulțumire, probabil. Exact. Da. Și știam că pot să fac mai mult și că pot să ofer mai mult și că pot să mă dezvolt mult mai mult. Și atunci starea aceasta depresivă m-a condus către explorarea sine. Lui. Asta am făcut-o prin diverse practici. Cum spun de fiecare dată când îmi povestesc istoria vieții mele, am ajuns la sală să fac spinning. Da. Și stăteam acolo foarte mult timp. Petreceam destul de mult timp, cam 3 ore câteodată și 3 ore consecutiv, tocmai pentru a anestezia cumva starea în care eram. Da. Și după câteva luni mi-am dat seama, ok, mă ajută, îmi sculptează corpul. Dar acolo în interior, este la fel. Nu se schimbă nimic. Da. Nu e nicio evoluție. E doar o... O amorțeală, nu? Exact, da. Și atunci am decis să studiez un pic mai mult și toate recomandările care au venit către mine de la persoanele din jur, de la, nu știu, ads-urile care erau la momentul respectiv și apăreau, totul era sub forma practicii conștiente, a trăi în prezent, a medita, a practica yoga. Și am zis, ok, hai să începem de undeva. Da, vezi, deja universul îți dă de asemene că tu ți-ai pus intenția că vrei să faci o schimbare în viața ta, că ești nemulțumită, că ești conștientă că ceea ce tu oferi poate fi cu mult mai mult decât ceea ce ofereai în prezent și uite, dacă ești conștient la semnele astea pe care ți le trimite universul, chiar poți să faci niște mici pași în ceea ce vrei tu să devii. Privind cumva retrospectiv, eu cred că deja luasem o decizie. Iar în momentul în care luăm o decizie, fie ea voluntară sau involuntară, lucrurile se așează în jurul deciziei noastre și asta s-a întâmplat. Am început să citesc, am început să practic yoga acasă și în momentul în care am practicat, parcă s-a luat așa un văl de pe ochii mei și am simțit o energie mult mai ușoară, o minte mai limpede, mai multă claritate, mai multă prezență și atunci am simțit că, ok, asta este ceea ce vreau să fac. La momentul respectiv nu erau foarte multe variante în care să mă încred aici în țară și am zis, eu fiind un pic mai sceptică și mai pragmatică, am zis, ok, hai să mă duc undeva unde pot să învăț și să fiu liniștită și să mă axez pe procesul de a crea această experiență și a avea această experiență fără să mă gândesc că o să ajung cine știe unde. Și decizia a fost să plec în India. Am studiat, am făcut research, nopți întregi am stat, am citit review-uri, astfel încât să ajung undeva unde să mă simt în siguranță și să fie totul ok. La momentul respectiv, drumul către India nu era atât de ușor, resursele pentru a pleca în India erau destul de limitate, inclusiv cărțile. Am văzut invitații de mai devreme, povesteau despre carte. Valvoicu, da, și Sorin. Cărțile, nu existau cărți în limba română la momentul respectiv. Trebuia să comand de pe Amazon. Amazonul la momentul respectiv nu livra cărți în România. Comandam la prietena mea cea mai bună care e stabilită acolo și ea mi le trimitea. Deci la modul ăsta nu erau informații. Lucrurile se întâmplau mult mai greoi. Și am ajuns în India pentru a studia fix de la sursă și a avea încredere în ceea ce se întâmplă acolo. Și
cumva ai adus și tu know-how-ul acela de acolo, apropo de, de practici și de felul în care se lucrează cu maestrii spirituali. Exact. Pentru că ai nevoie de un, de un astfel de ghid lângă tine și să-ți descarce informația aceea de care tu ai, ai nevoie, dar acea informație clară, că despre asta vorbim, că așa mici bucăți de puzzle putem și noi să punem la oaltă. Iar din momentul în care tu ai început să practici yoga, vreau să știu ce ai simțit în corp și felul în care tu faci față provocărilor tale zilnice, având această practică în spate. În corpul meu s-a creat o transformare. Am devenit mult mai deschisă, da? Mult mai receptivă la tot ceea ce se întâmplă în jurul meu și automat am căpătat o perspectivă diferită. O perspectivă diferită asupra vieții, asupra modului în care am conștientizat eu că filtrele personale avute până în momentul respectiv mi-au influențat în mod negativ viața și atunci ușor, ușor am început să lucrez pe schimbarea acestor filtre. Iar toate instrumentele de care povesteam mai devreme, toate practicile, toate uneltele acestea m-au ajutat să șlefuiesc puțin câte puțin. Mereu dau acest exemplu. Noi suntem ca o ceapă. În interiorul nostru este esența noastră, este frumusețea noastră, este măreția noastră. Însă, din copilărie și până la vârsta în care ne dăm seama că stai așa, că parcă lucrurile nu sunt chiar așa cum le vedem, noi punem strat peste strat, exact ca foile de ceapă. Iar în momentul în care noi ne trezim, să spunem, și conștientizăm că viața este mai mult decât plata facturilor, decât bifarea acelei liste. Decât mergi zilnic la muncă, exact, nu? Da. Această obișnuință, această rutină impusă de societate și ne dăm seama că e viața cu mult mai mult decât atât, începem să dăm la o parte, strat după strat, din aceste foi de ceapă. Da, și nu ne mai este folosită. La nucleu. Da, da. Uh-huh. Iar apropo de toate aceste stări despre care ai vorbit și tu, că am avut cu toții stări probabil de agitație, depresie, tristețe, atacuri de panică, insomnie, anxietate, în funcție de ceea ce se întâmplă în viața ta într-un anumit moment sau alte lucruri care te afectează. Cum se schimbă sau cum reușești să ți le atenuezi sau cum faci? Ideea este în felul următor. Mintea noastră fluctuează. Da? Și dacă pentru lung timp starea noastră a fost una negativistă, da? Depresivă, automat avem nevoie să șlefuim, să șlefuim, să șlefuim. Însă intenția principală a practicii yoga și a meditației este aceea de a ne ajuta să stabilizăm aceste fluctuații ale minții, astfel încât să ne fie cât mai ușor să trăim viața în armonie, în echilibru și să nu mai fim ca un roller coaster. Ideea este în felul următor, o să fiu foarte sinceră, nu înseamnă că dacă ajungem să avem o viață conștientă și să avem practici de acest fel, nu avem provocări sau nu mai avem și momente în care ne cuprinde tristețea sau melancolia furia, sau furia, da, da? Sunt prezente în continuare, însă nu la aceeași intensitate, iar noi în interiorul nostru avem o bază de date, cum îmi place mie să o numesc. Ce înseamnă această bază de date? Instrumente și experiențe care ne ajută să gestionăm mult mai ușor și să trecem într-un mod mult mai fluid prin aceste experiențe ale vieții. Și tu ai spus ceva foarte important la începutul intervenției, și anume că alegi să. Cât este de important să alegem să și să dăm la o parte acel trebuie să. Sau acționarea de pe pilot automat, că exact. Și asta se întâmplă de multe ori. Da. Până când ajungem să fim conștienți de puterea noastră ca ființe umane, de puterea minții noastre, de fapt a întregii ființe, noi trăim cumva pe pilot automat. Și ce include acest pilot automat, include cumva toate experiențele avute din burta mamei și până în prezent. Da? Toate filtrele, toate experiențele, toți sabotorii interiori, toate convingerile limitative, iar noi când nu suntem în starea de prezență, noi acționăm conform pilotului automat, care, slavă Domnului că este așa și avem acest automatism, pentru că altfel în fiecare zi când ne-am trezit ar trebui să o luăm de la capăt cu absolut tot, da? Să învățăm să mâncăm, să vorbim, să ne legăm la șireturi și așa mai departe. Da, dar uite, vezi că dacă tot funcționăm pe pilotul ăsta automat, la un moment dat poți să experimentezi și ceea ce se numește să te simți deconectat de corpul tău, adică să nu mai apuci să simți niște lucruri, pur și simplu treci și așa ca rața gâsca prin apă și nu conștientizezi ceea ce se întâmplă de fapt între minte și corp. Corect, este o deconectare ce creează mai departe suferință. Pentru că, uite, apropo de asta, zilele
Chiar zilele trecute am participat în calitate de facilitator în cadrul programului Erasmus. Ce este programul Erasmus? Este un program adresat studenților din lumea întreagă care vin într-o anumită țară pentru schimburi interculturale. Și atunci am discutat fix de partea asta, de conexiunea cu corpul, de conexiunea cu mâncarea, de conexiunea cu starea de prezență, tema principală fiind partea asta de mindfulness. Și atunci, de ce fac această paranteză? Pentru că este foarte important să înțelegem de la o vârstă cât mai fragedă cum funcționăm și cum în momentul în care noi ne deconectăm de la corpul nostru, ajungem să dezvoltăm diverse dezechilibre, de la o relație dezastruoasă cu mâncarea, la o relație dezastruoasă cu oamenii din jurul nostru, cu orice. Da, putem dezvolta adicții și putem dezvolta dezechilibre în raport cu absolut orice din viața noastră. Și atunci avem nevoie să ne centrăm, avem nevoie să venim într-o stare de prezență și avem nevoie să ne să conștientizăm cum funcționăm de fapt ca ființe. Așa este și uite, voi ne ajutați foarte mult prin faptul că ne dați aceste insight-uri și vreau să te întreb dacă mai organizezi în cele ce urmează cursuri, poate workshop-uri, seminarii, ateliere. Da, eu am în fiecare săptămână am evenimente, am clase, urmează ceva mai spectaculos, să spunem, tocmai am lansat astăzi un retreat ce va avea loc în septembrie, se numește Deschideți Inima, este un retreat adresat femeilor, eu lucrez doar în mare parte cu femei, este un retreat în care vom lucra pe relația cu noi însăne, învățând să ne iubim mai mult și să ne apreciem mai mult și nu cum am învățat din societate, pentru că de multe ori toate aceste gesturi de self-care și self-love pot fi interpretate ca fiind dovadă de egoism. Însă nu este așa. Avem nevoie să ne încărcăm pe noi, avem nevoie să avem grijă de noi tocmai pentru a putea interacționa în mod sănătos cu cei din jurul nostru. Celebra... Și să ne luăm energia, vitalitatea. Exact, da. Celebra metaforă. Nu putem da dintr-o ceașcă goală. Corect, normal. Da. Trebuie să punem acolo ceva. Mult. Exact. Îți mulțumesc tare mult, Denis. Mulțumesc. A fost și o plăcere să ne revedem și la mulți ani încă o dată, să petreci mulțumesc frumos împreună cu cei cărora le place să practice yoga alături de tine și te mai așteptăm cu drag între prieteni. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Mulțumim. Iar acum, dragilor, mergem mai departe și aflăm mai multe despre beneficiile șofranului. Șofranul este o plantă veche și scumpă, un condiment cu un parfum puternic și o culoare distinctivă. Conține compuși antioxidanți care contribuie la reducerea riscului anumitor afecțiuni cronice care apar din cauza stresului oxidativ. Îndelungata utilizare de-a lungul timpului demonstrează că șofranul poate îmbunătăți starea de spirit și poate combate stresul. Există puține bucătării din jurul Mediteranei care nu folosesc șofranul. Perșii i-au celebrat importanța prin arta rupestră în urmă cu 50.000 de ani, iar Cleopatra îl adăuga în baia ei ca un stimulant. Mai mult decât atât, această plantă purpurie, Crocus sativus, era în evul mediu mai bine cotată și decât aurul. Acest condiment este foarte scump din cauza dificultății de recoltare a acestuia, până la 10.000 de euro pe kilogram. Costul este ridicat pentru că sunt necesare aproape 15.000 de flori de șofran pentru a obține doar 100 de grame de fire uscate de șofran, iar fermierii trebuie să recolteze manual firele delicate din fiecare floare și recoltarea se face o singură săptămână pe an. Cunoscutul condiment care dă savoare mâncării are un puternic efect anticancer, arată un studiu realizat în 2011 la Universitatea Emiratele Arabe Unite din Emiratele Arabe Unite. Jurnalistul britanic Stevie Pearl a scris pentru The Telegraph despre modalitățile de preparare ale șofranului, altele decât în preparatele culinare, propunând două rețete de ceai din șofran. Unul dintre acestea, un pic mai complex, este denumit cașmir după numele ceaiului, iar a doua rețetă este o versiune mai simplă, realizabilă doar cu câteva fire de șofran puse într-o cană cu apă fiartă. Șofranul are un nivel ridicat de antioxidanți specifici. Acești antioxidanți luptă împotriva stresului oxidativ și a radicalilor liberi din organism. Antioxidanții din șofran pot juca un rol în protejarea organismului de afecțiunile care afectează sistemul nervos. Există de asemenea dovezi care arată că șofranul poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit și poate fi de ajutor în tratamentul depresiei. Studiile arată că extractul de șofran crește nivelul dopaminei în creier, fără a schimba nivelurile altor hormoni ai creierului, cum ar fi serotonina. Astfel, luarea 30 de miligrame de șofran în fiecare zi ar putea provoca efecte similare ca medicamentele care tratează depresia ușoară până la moderată.
Expresiile noastre, ridurile, tenul nostru spun mai multe despre noi decât vă închipuiți. Starea generală de sănătate a organismului, eventualele afecțiuni pot fi identificate de către specialiști în citirea chipului. Știați că simplele intervenții estetice pot afecta sau pot determina unele manifestări din sfera sănătății? Ei, vom discuta despre acest subiect interesant cu invitata noastră, Corina Chelaru, coach astrologie integrativă și specialist în face reading. Bine te-am găsit, Corina! Bine v-am regăsit și eu, este întotdeauna o plăcere să fiu alături de voi. Și pentru noi de fiecare dată, pentru că mereu vii cu informații foarte interesante. Îmi plac fețele foarte frumoase de aici fețele. Și pline de entuziasm. Ești o drăguță, îți mulțumim tare mult. Și tu ești mereu alta când ne vedem. Deci da, uite, cameleonică. Nu e întâmplător că vin în ziua de solstiție de vară, cea mai chiar frumoasă da. Și mai luminoasă zi. Așa, deci să fim luminoase împreună, zic. Da. Povestește-mi, apropo de ceea ce se întâmplă așa la nivelul feței noastre și ceea ce tu poți citi apropo de sănătatea noastră și apropo de potențiale afecțiuni sau chiar afecțiuni pe care noi nu le-am identificat încă. Da, este din proprie experiență. Am observat că anumite boli dau semn pe fața noastră din timp, însă nu știm să descifrăm pentru că de foarte multe ori nu suntem atenți la fața noastră. Ne sculăm dimineața, ne uităm în oglindă, așa, vedem dacă mai a apărut un coș sau ceva care ne deranjează foarte acoperim tare. Acoperim repede. Dar da. Nu avem răbdare să ne studiem fața și studiul feței este foarte important în momentul în care vreau să identific viitoarele boli pe care, bineînțeles, aș vrea să le evit. Normal, să facem prevenție. Pe față apar blocajele energetice înainte ca boala să se manifeste în corp. Pot deja să observ care zone din corpul meu sunt fragilizate, sunt blocate, nu funcționează corect. Și mă pot uita la foarte mulți indici, începând de la culoarea feței. Nu ne trebuie sute de mii de studii. Știm foarte clar că atunci când fața este palidă, albă, circulația nu este corect făcută, dacă fața este foarte roșie, sunt vinișoare sparte. Avem o circulație foarte rapidă sau avem foarte mult foc, suntem predispuși la iuțeală. Da. Dacă avem, de exemplu, zone în care colorația este albastru spre gri, da, acolo este un blocaj foarte vechi, este o zonă care se detoxifică foarte greu sau nu s-a detoxifiat. Da, colorația maro la fel spune despre stagnare. Știm instinctiv dacă fața noastră are un vibe bun sau nu. Sigur, există o știință a diagnosticului facial pe care am descoperit-o și eu în cadrul specializărilor mele și mi-a plăcut foarte tare partea de diagnostic legat de fertilitatea feminină, pentru că de acolo a început aventura să descopăr și semnele altor boli. Sigur că sunt foarte multe elemente care trebuie coordonate, dar... Dar la ce te uiți, de exemplu, prima oară? Aș putea să dau câteva lucruri practice, așa. Da. De exemplu, pentru zona de energie vitală, care ține de rinic și de glandele suprarenale, foarte mulți dintre noi suntem cu glandele suprarenale turate prea tare. Secreția de adrenalină, de cortisol. Exact. Da. Putem să vedem semnele în forma urechilor și în consistența lor. Zona de filtru, da? Adică șanțul acesta, nazul labial aici, da? Între nas și buza superioară. Da. Bărbie și zona de sub ochi, pe care noi femeile o acoperim repede să nu se vadă că avem ciarcăne. Da? Dar acolo se pot vedea foarte repede viitoarele sau afecțiunile renale care țin de acest sistem. Sănătatea ficatului se vede în primul rând în calitatea sprâncenelor. Cum sunt sprâncenele, ca să zic așa? Deci, niște sprâncene vorbesc de forma naturală, așa. Atenție. A, nu cea pensată, nu deci, am trecut la cosmetician. Mai ales de calitatea firului de păr natural din sprânceană. Pentru că, da, foarte multe femei intervin în forma sprâncenei, și le tatuează, corectează cu fardul. Da. Dar noi când facem diagnosticul, persoana vine cu fața total nemachiată, da, și vrem să vedem exact consistența firului de păr natural,
persoanele care, de exemplu, au un fir de păr foarte subțire, sprâncenele rare, dispersate sau chiar aproape inexistente, sunt acele persoane care au... Da. Au un ficat slab care nu poate detoxifia ușor, de aceea au și tendința să obosească mai ușor. În relații sunt mult mai manipulabili pentru că nu au puterea să reziste, să-și impună punctele de vedere. La polul opus avem persoanele care au sprâncene cu un fir gros, des, bine înfipt. Da? Acele persoane au un ficat care lucrează din plin, numai că acele persoane sunt și predispuse la izbucniri de furie, sunt foarte pasionale. Nu ne plac acei José Armando cu sprâncenele stufoase, cum le zicem stufoase, noi. Da. Noi chiar facem studii, da? de exemplu în castinguri, așa. Actorii care trebuie să joace în roluri de putere, așa, să fie macho, nu? Exact, da? Da, trebuie să aibă acele sprâncene bine conturate, definite, da? Cu fir gros, puternic, groase. Nu ne plac nici cele prea zbârlite. Nu, că deja mi-e cam frică. Da. Atunci e vorba de niște disfuncționalități în metabolismul care ține de zona ficat bilă. Deci, la ficat putem vedea de asemenea starea sistemului digestiv, pentru că este sistemul care cel mai adesea se dereglează, cam toți avem zile bune, zile rele în care mai avem o indigestie, ne uităm la acest filtru, într-adevăr, și zona de sus, gura, de obicei are de a face cu modul în care ne hrănim. Și zona de aici. Este vorba de zona de jos, da. a maxilarului. Ne arată modul în care ne hrănim și aici aș vrea să fac o atenționare, pentru că foarte multe doamne intervin prin injectarea unor substanțe în zona buzelor. Da, intervin aici la șanțuri, chiar și la conturul feței. Aici, mai ales la buza superioară, sunt augmentări pe buza superioară, buza inferioară. Acolo sunt niște centri foarte sensibili care țin de stomac și de modul în care noi digerăm alimentele. Bun, și dacă eu intervin cu acid hialuronic și măresc buzele, ce se întâmplă? Orice injectare de substanță apasă pe niște centri. Da? Pentru că bag ceva între derme cu dermă. Deci este ca și cum aș exercita o presiune continuă. Bun. Să ne gândim, de exemplu, că la presopunctură sau la acupunctură se obțin rezultate terapeutice prin presarea sau prin stimularea unui punct. Exact. E ce se întâmplă dacă eu stimulez în continuu acel punct? Evident, creez un dezechilibru. Și atunci, în momentul în care injectez substanțe în linia buzei, mă pot trezi mai devreme sau mai târziu cu probleme digestive, cu o sensibilitate digestivă, cu o capacitate redusă de a digera corect și de aici tot lanțul de neplăceri care urmează. Iar pe partea de fertilitate, de exemplu, poți să-ți dai seama dacă are cineva o problemă în sensul acesta? Sigur, pe partea de fertilitate se face analiza acestui filtru. Așa. Este vorba de lățimea lui, în primul rând. Cu cât filtrul este mai lat, cu atât persoana respectivă are capacitatea de a avea mai multe sarcini, de a fi pluripară, de exemplu, sau multipară, cum spun medicii. Cu cât este mai îngust acel spațiu, are o predispoziție la a avea mai puține sarcini. De asemenea, culoarea, da, ne-ar plăcea să fie un roz pal, curat, da? Curat înseamnă la noi fără semne, fără cicatrici, fără alunițe negi și așa mai departe. Dar dacă culoarea, de exemplu, are o ușoară tentă gri, atunci chiar trimitem persoana să facă un control ginecologic. Și aș vrea să subliniez că diagnosticul facial nu ține loc sub nicio formă de control medical. E un punct doar de pornire. Ajută oamenii ca mai din timp să facă niște controle, să evite niște boli. Întotdeauna noi colaborăm cu medici, adică ceea ce observăm pe față, trimitem mai departe la un specialist să se facă un control. Da? Sunt femei, de exemplu,
care au o menopauză destul de rapid instalată, precoce. Da. Și atunci pot să apară semne, sunt multe doamne care din cauza disfuncțiilor de la menopauză au, de exemplu, un rid orizontal care taie acest filtru. Interesant, da. Acest rid apare fie în urma pierderii unor sarcini, dacă sunt femei care au avut avort spontan sau au incapacitate de a menține sarcina pe termen lung, sau anunță o menopauză precoce. Dar acela este un semn care pentru noi deja este un semn de alarmă și trimitem la control pentru așa ceva. Acum, dacă tot m-ai făcut curioasă și ne-ai povestit despre buzele injectate, ce se întâmplă dacă facem intervenții la nivelul ochilor? Că știi prea bine că sunt foarte des întâlnite aceste intervenții, sau uite chiar la nivelul frunții, unde apar cele mai multe riduri și doamnele știi prea bine că vor să scape cât mai repede de ele. Da, la nivelul ochilor avem centri legați de splină, de rinichi și o parte de centri legați de ficat. Și atunci tot ceea ce am injectat, să spunem, mai ales aici sunt anumite injecții împotriva cearcănelor. Da, știi că se umplu cearcănele ca să-ți dispară acea culoare specifică, să zicem. Da. Exact. Odată că dispariția acelei culori mă pune în imposibilitatea de a vedea viitoarele afecțiuni, pentru că maschează lucrurile acestea. Doi, că la fel, intervenind pe această zonă, este posibil să se activeze acele meridiane. Eu aș fi foarte atentă, mai ales la intervențiile care presupun modificarea piramidei nazale. Da, da. Pentru că sunt persoane care fac intervenții și aici excludem cazurile medicale când este o deviație de sept. De obicei, deviația de sept este și ea o reflecție a stării de sănătate a coloanei persoanei respective. Pentru că pe coama nasului la noi este proiectată toată coloana vertebrală. Și atunci noi putem observa din strâmbăturile curburile inerente, care zonă a coloanei vertebrale este afectată. Pot să se vadă scoliozele, cifozele acolo și unde s-ar putea lucra și este o veste bună. Pentru că sunt persoane care au probleme ale coloanei vertebrale și nu se poate interveni cu mișcare acolo. Exact, da. Dar se poate interveni cu mișcare pe punctul corespondent. Și uite aici îmi ridici mingea la fileu, pentru că voiam să te întreb apropo de aceste zone, dacă le identificăm foarte bine și le spui clienților tăi care sunt punctele sensibile, dacă putem prin masaj, prin stimularea anumitor puncte faciale să facem un bine organismului nostru, da? Să prevenim afecțiunile acestea. Sigur că da, există diverse stiluri de masaj facial. Cele mai multe sunt cunoscute masajele care au urmări estetice, da? Masajele de tonifiere, da, de sculpturare a mușchilor, da? Facial, dar și aici aș avea o observație. Pot să fac oricât masaj de tonifiere facială doresc, dacă starea mea emoțională nu este una echilibrată, rezultatele nu vor fi de durată. Cea mai bună injecție, cea mai bună intervenție este un psihic echilibrat și armonios, pentru că fața noastră exprimă emoțiile noastre și atunci oricât aș încerca să intervin pe ea, emoțiile trebuie să iasă pe undeva. Și încă un semnal de alarmă, apropo de injectarea în diverse... Acolo, da. Între ochi sau, uite, chiar aici pe frunte. Aici, zona dintre sprâncene, care este cel mai des injectată, pentru că apar acele riduri care sunt datorate concentrării, ridurile detaliilor, dar și ridurile mâniei, pentru că dacă ele sunt curbate pe lângă capătul sprâncenei, sunt datorate mâniei, care se exprimă foarte des. Odată blocată acea zonă, persoana respectivă nu mai poate exprima microexpresia furiei a mâniei în mod repetat,
mușchiul se detonifică, nu mai este tonic. Da. Gândiți-vă ce nu-l înseamnă... mai folosești, practic. Da. Să stau cu piciorul în gips 3 luni. Da, normal. Da, mușchiul trebuie să fac kinetoterapie, da. Să-mi... Încă pe atât. Exact același lucru se întâmplă și cu mușchii de pe fața noastră. Dacă îl țin blocat cu acel botox, să spun, 3 luni sau 6 luni și nu se mișcă, în momentul în care va trece efectul, da, el va fi un mușchi lipsit de tonicitate și nu va mai ști cum să exprime ce avea de exprimat. Asta se reflectă și în viața relațională a persoanei, că oamenii au un detector, noi toți avem acel detector subtil. Da. Dar sunt neuronii oglindă, știi prea bine. Exact. Da? Cu care identificăm. Și mă uit că la congruența dintre mesajul verbal și cel non-verbal. Adică dacă persoana din fața mea țipă la mine, dar este zâmbitoare, ce mai înțeleg? Nu știu cum să mă relaționez la ea. Și atunci intervin tot felul de tensiuni. Dar voiam să spun că blocând o zonă a feței, emoțiile, ca și apa, pentru că în fizionomie emoțiile sunt legate de elementul de apă, caută un debușeu. Da, da? Da. Și ne putem trezi că se dezechilibrează alte zone ale feței prin care se exprimă acea emoție și dragem o parte și stricăm alte trei. Incredibil, da. Cine s-ar fi gândit la aceste legături? Da, de aici începe un carusel. Deci asta aș vrea să conștientizeze doamnele. Nu spun să nu facă aceste intervenții, dar să le facă în mod informat și conștient și mai ales să apeleze la specialiști care chiar știu ce fac. Am întâlnit foarte mulți medici extrem de responsabili care au refuzat să facă anumite intervenții care nu erau necesare sau puteau să aibă un risc mai mare la persoana respectivă. Mulțumesc tare mult, Corina, pentru această discuție foarte interesantă, ca de obicei, și să fim mai mulțumite așa de noi și de imaginea noastră, că suntem frumoase așa cum, sigur, cum ne-a lăsat zâmbet și cafele și uite, te mai ajută și make-up-ul și ieși din casă zână, cum îmi place mie să spun, te mai aștept cu mare drag între prieteni. Mulțumesc, mulțumesc. Și să aveți o vară minunată. Să fie, cu mult soare și cu multe zâmbete. Mulțumesc frumos. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim.